Exponatul lunii iulie a Muzeului Național al Banatului este un vas sferic restaurat în cadrul Laboratorului Zonal de Restaurare, sectorul Ceramică. Vasul este unul adânc, rotunjit, din lut, prevăzut cu un mâner cu o singură buclă în formă de braț atașat de gură. Lucrarea aparține epocii bronzului târziu, descoperit în zona Ciprului Antic. Se presupune că acest tip de vas a fost folosit pentru menținerea îndelungată a temperaturii ridicate a lichidelor. Totodată, vasul a trecut printr-un proces minuțios de restaurare și conservare. Cetățenii sunt invitați să admire acest exponat remarcabil în expoziția din Mansarda B2, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10-18.